Vladimir Putin ar fi în agonie din cauza cancerului în fază terminală, conform unei surse de la Pentagon. Vladimir Putin, președintele Rusiei, ar suferi de cancer intestinal în fază terminală, conform unei surse de la Pentagon citată de Daily Star. Aceasta precizează că fața umflată a liderului de la Kremlin sugerează că ia medicamente pentru cancer sau steroizi. Informațiile nu pot fi încă verificate. Sursa, care este ofițer militar, a precizat că analiștii au studiat comportamentul și înfățișarea lui Putin, în vârstă de 69 de ani, și consideră că președintele Rusiei este grav bolnav. Oficialul american a declarat pentru Daily Star că expresia lui Putin, lipsită de zâmbet, arată că suferă constant și ar putea fi în agonie. În trecut l-am văzut zâmbind, dar în 2022 sunt puține poze cu el arătând fericit. Oamenii noștri sunt cred cu tărie că este bolnav, deoarece este preocupat de COVID-19 și își ține personalul la distanță. Faptul că Putin este pe moarte l-ar fi putut face mai agresiv sau ar putea explica atacul asupra Ucraina și dorința lui de a rămâne în istorie. Fostul ministru de externe al Marii Britanii, care este și medic, David Owen, l-a acuzat în trecut pe Putin că ia medicamente care stimulează mușchii și a precizat că acest lucru se vede pe fața sa. Dacă luați medicamente destinate sportivilor sau steroizi, acestea modifică fizionomia. Pot reduce imunitatea și te pot face vulnerabil în fața bolii COVID-19. A precizat Lordul Owen. David Owen a declarat pentru Times Radio: Uitați-vă la fața lui, să vedeți cum s-a schimbat, acum are o față ovală. Oamenii au spus că ar fi vorba de operații plastice sau Botox, dar eu nu cred deloc asta. Unii experți au spus că izolarea lui Putin din timpul pandemiei de COVID i-a afectat starea psihică, împinându-le să decidă cu privire la invadarea Ucrainei și trimiterea a mii de trupe rusești peste graniță în Ucraina.